La Măgurele a atras peste 200 dintre cei mai buni cercetători din peste 20 de țări din lume și este o șansă inclusiv pentru cercetătorii români plecați în străinătate să revină în țară pentru a ajuta cu experiența lor. Există uneori însă chestiuni birocratice care împiedică angajarea unor nume cunoscute din cercetarea internațională. Avem o problemă care e reală cu un cercetător american care a vrut să vină încoace, că a ajuns la 60 ceva de ani. Și nu i se recunosc. Să vină încoace și ne-a spus diploma de bacalaureat. Da. Păi zice, n-am bacalaureat în America. Da. Ne-au răspuns de la Ministerul Educației, zice, s-a duc adeverință de la high school că a terminat-o. I-am cerut adeverință și zice, nu mai există că a dispărut high school-ul. Răspunsul la Ministerul Educației, s-a duceți de la inspectorat. Ăla răspunsul. N-avem inspectorat. Exact, deci vă sunt... Deci îngoată. Avea doctoratul la Princeton și a făcut să facultatea la Harvard. Adică tu te mai apuci să-i mai verifici încă o dată. Nu te bazezi pe faptul că Harvardul și alții, normal că au verificat la rândul lor. Lucrările de cercetare bazate pe puterea luminii care se desfășoară la laserul ELI-MP vor putea fi folosite și în medicină, imagistică medicală și chiar tratarea cancerului. Acest fascicul laser este a 10-a parte din întreaga puterea soarelui concentrată într-un fascicul. A 10-a parte, deci luat tot ce dă soarele pe pământ, îl puneți într-un fascicul de lumină. Ramona Ioana Brunsil s-a ascultat problemele pe care le întâmpină grupul de conducere de la Măgurele, dar s-a interesat și de oportunitățile pe care România le-ar putea avea și cum ar trebui acestea folosite. Ea și-a exprimat și bucuria că acest proiect atrage și românii plecați în afară, dar și pe tinerii fără experiență, care au șansa să facă parte din programul de internship derulat aici. Profesorul Zamfir este un model pentru România și pentru noi toți. El a fost plecat în străinătate, a studiat la unele dintre cele mai bune universități, dar apoi a ales să se întoarcă acasă. S-a întors acasă și își împărtășește zi de zi experiența câștigată peste hotare. Asta trebuie să facem cu toții. Chiar dacă mergem și învățăm lucruri, într-o zi, ideal, ar trebui să ne întoarcem și împreună să schimbăm România. Nu mai putem să așteptăm ca România să se schimbe de la sine sau, și mai rău, ca alții să schimbe România. Este în puterea noastră să facem acest lucru. Haideți să-l facem! Planul urmar.